Propun în această seară să ne oprim câteva minute asupra virtuții umilinței. Am tot gândit despre ce să vă povestesc în postul Sfintei Mării, în anul 2010, v-am vorbit despre rugăciune și modul concret pe care le-am din Dumnezeu. Am ales pentru acest an virtutea umilinței și pentru faptul că Părintele Mircea propunea să analizăm niște texte ale Scripturii care le vorbesc despre mari. De ce am ales umilinței? Pentru că unul dintre mari, mari orologi, ai Mariei, ca să numesc așa, Sfântul Louis de Montfort, cred că ați auzit de, a făcut și actele de devoțiune mai în anii trecuți din mijlocirea Mariei de Bunul Dumnezeu, folosind rugăciunile pe care El le oferă, ne îndeamnă să ne apropiem de mama noastră prin acte de iubire, prin pietate și mai ales prin eliminarea virtuților ei. Și oferă o listă de virtuți, umilința profundă, credința vie, supunerea oarbă, rugăciunea perpetuă, mortificările în toate aspectele vieții, bunitatea, caritatea, răzbunare, răbdarea eroică, bunătatea angelică și înțelepciunea iluminată permanență de Sfântul Sfânt. Iată o listă de 10 virtuți dintre cele pe care le-a Maria, pe care lui de Montfort le propune să le urmăm. Din aceste 10, dacă vedeam astăzi, începe în 2011 cu prima și până în 2020, dacă nu este sănătoși, o să trecem cu fiecare. Începem cu umilința. De ce? Am considerat că umilința este virtutea care lipsește lumii care trăim. Sigur că ne experimentăm cu toți o criză morală, o criză a credinței, criza speranței, dar poate mai mult decât oricând trăim astăzi o exacerbare a individualității și totul pleacă de la mândrie. Fiecare se consideră superior celuilalt, fiecare consideră că doar ale sale sunt bune și atunci apare între noi separarea. Așa spuneam și la început că e foarte important să trăim sentimentul de comuniune. Oricum, umilința este virtutea pe care, așa cum am găsit o de detalii tehnice și teologice, și o să vedem imediat, este virtutea care ne ajută să depășim aceste rupturi dintre noi. Diavolul, cel care vine să ne separe, vine să lupte